Dragii mei, am acum plăcerea să invit lângă noi doi oameni care marchează activitatea culturală, profesională, muzicală de aici din Vaslui. În aplauzele dumneavoastră, domnul profesor Dumitru Jijie și domnul compozitor Marcel Iorga. Vă rog să luați un cadru de acolo, domnul. Îi așteptăm lângă noi, aștept de asemenea să vină lângă noi Maria Păun, 12 ani, aplauze. Maria, bravo. Și Miruna Puiu, tot din Vaslui. Miruna, foarte frumos, foarte frumos. Că bine merge. V-am găsit. Bine ne-am reîntâlnit, domnule Eugen Ungureanu, vechi prieten cu care am combătut, să folosesc un pic către veselie termenul adecvat emisiunii, pentru că noi cu domnul Eugen Ungureanu, compozitor, director al studioului Electrostar, am colaborat frumos în multiple acțiuni culturale, inclusiv în municipiul Vaslui. A fost sponsorul festivalului Constelația Necunoscută timp de mai multe ediții și sperăm să sprijine în continuare acest festival. Să revin în această postură, mi-ar fi foarte drag. Iată că televiziunea mi-o ocupă foarte, foarte mult timp, dar ați observat că n-am ocolit Vasluiul. Zic eu că e cel mai important lucru. Da, asta este adevărat și sperăm să avem în continuare o colaborare fructuoasă. Dacă Eugen Ungureanu venea la Vaslui la festivalurile noastre, nu este mai puțin adevărat că noi veneam la Onești, unde organiza o serie de activități foarte interesante cu copii din majoritatea orașelor, atât din Moldova erau toate, dar și din alte zone ale țării, și făcea Eugen Ungureanu un șir de, scotea un șir de CD-uri cântați cu noi. Acolo au cântat copii care în momentul de față sunt vedete cu nume. Acolo am negăsit și pe noi, Dumitru Jijie, Marcel Iorga, în calitate de compozitori, pentru că am dat melodii pentru copii care... Care s-au lansat exemplu. Inclusiv la festivalul Tiamo din Hai Onești. Să vorbesc numai de Diana Prepeliță. Diana Prepeliță avea 6-7 anișori când am adus-o la Onești. Și a interpretat, mai ții minte ce? Da, cred că mi-aduc aminte, dar cred că ar trebui să mă ajutați. Stați, era ceva cu... nu Zou, a fost mai... A fost și Zou, dar mai erau... Lili, ia șoptește-mi tu, nu știi nici Lili. Tot... Grădina cu întrebări. Grădina cu întrebări, foarte frumos. Aplauze pentru domnul compozitor Jijie, prietenul meu de suflet de aici din Vaslui, dar și pentru domnul Marcel Iorga, am rugămintea să-i dați cuvântul. Vreau să vă spun că Marcel acum concurează de la egal la egal cu Oneștiu, probabil concurează și cu Bucureștiu, nu spun eu, dar are un studio extraordinar. Cred că ce zarvă ai avut cu ocazia la filmările astea, ai avut un pic de treabă. Da, în general am treabă destul în studioul meu, eu încerc să ajut. Adică asta vrea să spună, aveam eu treabă și așa, nu trebuia să-mi dai. Nu de asta, aș vrea să spun că eu ajut foarte mult pe oricine, chiar dacă nu e vorba de partea materială. La noi sunt așa cum sunt oamenii, mai alții cu bani sau alții fără bani. Eu totdeauna i-am ajutat pe toți. Nu s-a foarte frumos. Asta știm și meritați aplauzele noastre, domnule Iorga. În primul rând, pentru că artiștii au găsit un loc foarte, foarte bun, un om care cunoaște muzică, pentru că e important cel care e în studio de înregistrare să aibă și cunoștințe muzicale, nu? Da, încerc să-i ajut pe toți, încerc să-i promovez pe toți cât se poate. Chiar acum 2 săptămâni am avut și, chiar dacă eu sunt, adică scriu mai mult piese pentru copii, sunt cunoscut mai mult din punctul ăsta de vedere, chiar acum 2 săptămâni am zis, am lansat un tânăr de 30 de ani, destul de tânăr vreau să zic, care nu a cântat practic niciodată. I-am făcut un album de 12 piese de muzică de petrecere moldovenească, cu orchestra ajutat și cu orchestra Tandafir de la Moldova, de la Huș, dirijor Valeriu Petraru.
a ieșit un material foarte frumos, tot așa în scopul de a-l ajuta și de a-l promova, de a-l vedea lumea, poate pentru el să ajungă... Cu care din cei doi copii colaborați mai îndeaproape? Deci eu colaborez cu foarte mulți copii din toată țara. Nu, dar vorbim dar din cei acești, care au, din, sunt aici. Din aceștia cu amândoi. Cu amândouă. Cu amândouă, scuzați. Cu amândouă. Cu amândouă copii, am vrut să spun. Așa? Îi cunosc și colaborez de când erau foarte, foarte mici și... Deci și cu Maria și cu Miruna la fel. Mirunei am scris și o piesă, care, două piese, dar una vreau să spun care o va cânta astăzi, are și un frumos videoclip făcut la ea, la această piesă. Da, domnul Jije, cum stăm cu perspectivele? Pentru că dumneavoastră sunteți mai tânări decât noi. Perfect. Și cu tinereții acum stați și cum, care sunt planurile de viitor. Domnule, așa se spune întotdeauna. Vorbim despre trecut, am vorbit despre dia, vorbim despre prezent, suntem la ora veselii, despre viitor. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră muzicală. Tinerețea este o stare de spirit, așa că e bine să o avem cu toții și majoritatea o avem. În Vaslui ne străduim să ținem ștacheta ridicată. Vorbeam mai devreme de festivalul Constelația Necunoscută. Iacătă, este un festival care deja are 42 de ediții. Este cel mai... Aplauze, 42! Cel mai ziclos, da, numai Mamaia Mare mai are 42 de ediții. Da. Celelalte festivaluri s-au pierdut pe drum. Și anul acesta va avea loc Constelația Necunoscută, dar vom avea chiar în luna aprilie, către sfârșitul lunii, ultima vineri din luna aprilie, va fi... Festivalul de muzică populară Cântec Drag din Plai Străbun, la care vă așteptăm să trimiteți înscrieri la Casa de Cultură. De asemenea, va mai fi un festival Ritmurile Tinereții. Aici vin de asemenea copii din toate părțile și ne bucurăm să îi întâlnim, nu numai la Vaslui, ci și în alte concursuri. De exemplu, pe Miruna am întâlnit-o la un concurs în toamnă în Republica Moldova și m-am bucurat să fiu un reprezentant al Vasluiului în concurs, cu atât mai mult cu cât acolo a luat și un premiu frumușel. Da. Domnul Jije, la cât mai multe festivaluri, la cât mai multe rezultate, vă rog să dați microfonul Mariei Păun. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Aplauze pentru cei doi oameni care și-au dedicat cariera pentru muzică, pentru copii. Felicitări, felicitări! Ei, ești româncă, ești româncuță, cum se cheamă? Sunt fetiță româncuță, da? Da. Să trecem la treabă. Cântă pentru noi Maria Păun, 12 ani și îți doresc mult succes. Hai. Mulțumesc! La muncă! Într-o
Diri-diri-diri-dira. Am să joc cu ei așa, șai diri-diri-diri-dira. Până când m-ai mărita, șai diri-diri-diri-dira. Să poftească lângă mine Miruna Puiu. Aplauze, aplauze foarte frumos. Miruna, câți ani ai prima întrebare? 13 și jumătate. 13 și jumătate. Și câte zile? Ei, nu mai știu. N-ai mai numărat. Bun. O să ne cânți, tu de fapt o să cânți 5 melodii, dar întâi cântăm melodiile de muzică ușoară, da? Văd că ai și o melodie originală, da? Adică e compusă special pentru tine, de către cine? Domnul Marcel Iorga. Vedeți, spuneam eu, domnul Marcel Iorga este un bun compozitor și ai și un videoclip. Orașul meu, da? Uite, vezi, m-am informat. Da. Da? Să ne dai și nou videoclipul ăsta cu prima ocazie, da? Să-l vedem de și noi. Siguranță. Bun, ai pagină personală de internet? Nu. Nu, să-ți faci, să pui acolo videoclipul. Miruna Puiu va cânta pentru noi prima, firesc, vreau să cânt, a doua melodie, voi câștiga și clipe, acea melodie originală de care vă spuneam eu mai devreme. Îți doresc mult succes și mulțumesc. Bine ai venit la ora veseliei. Mulțumesc. Aplauze, aplauze. Pentru Miruna. Vreau să cânt, să dansez, vreau să fac ce visez, vreau să urc tot mai sus până la nori. Vreau să cânt, să dansez, vreau să fac ce visez, vreau să urc tot mai sus până la nori. Vreau să cânt, să dansez, să visez până la nori. Vreau să cânt.
sunt, să dansez, să visez până la nori. Totul mi se pare că s-a rezolvat ușor. Aflu dintr-o dată că e amăgire. Și când nu am de ales, mizez doar pe iubire. Numai ea îmi umple sufletul. Și când totul mi se pare că nu are niciun sens, rămâne decât o speranță.
într-un film aș vrea să văd toată viața mea. Clipe ce nu se mai întorc nici când la noi, clipe pe care le-am trăit veniți înapoi, clipe de care mi-amintesc ce-au fost cândva. Foarte frumos! Hai să facem un schimb de ștafetă, să invităm o domnișoară din Republica Moldova. În aplauzele dumneavoastră intră în scenă Relia! Bravo! Uite, aplaudă și cameramanii, fiți atenți aici! Relia, te rog să preiei microfonul. Îți mulțumim, domnișoară, să revii. Ei, bine ai venit, Relia! Cum stăm? Ți-ai schimbat numele în Relia. De fapt, ăsta e brand de acum, nu? Da. Nume de scenă, Relia cu Y. Da? Atenție mare, fanii tăi deja și-au notat. O să fie și pagina de internet, dar ea va rămâne cu ei normal, gata. Așa rămâne, dar nu e nicio problemă. Relia.ro. Am vrut să fie mai cu Y. Mai dai un rând bani, mai facem și cu Y. Bun, nu, ne negociem acum, glumim. Asta ca să fie într-o stare de spirit. Ești mai înaltă decât mine. Dar asta e foarte bine, asta e foarte bine, da? Colegii de școală, ce spun? Acum mergi în România, la televiziunea favorit, cine... Nu prea sunt ei la curent cu... Dar o să le faci, cât de curând, o mare surpriză, nu? Nu, deci dacă o să mă vadă... Am auzit că ai o piesă nouă, cine ți-a lucrat melodia? Melodia este lucrată de Ivan Linkovski. Așa, foarte frumos. Un producător foarte bun și... Mi-a plăcut melodia, să știi. Foarte frumoasă, bine orchestrată. Are și studio, nu? Sau altcineva are studio? Unde ai înregistrat vocea? Am înregistrat vocea în Ungheni. La Ungheni? În studioul X-Band. Așa. Și nu știu. Și nu le transmit niște mulțumiri? Salutăm studio, mulțumim! Foarte bună înregistrare, dragi colegi. Probabil că o să urmărească și emisiunea noastră, nu? Nu știu, nu le-am spus. Dacă și o să titlul urmărească... melodiei? Ne ținem de mână. Ne ținem de mână. Eu, din păcate, nu o să te pot ține de mână acum, dar te las să le cânți spectatorilor noștri și, desigur, telespectatorilor televiziunii favorit. Relia! Citesc de ori întregi același mesaj. Nu vine să cred, parcă miraj. Cum ne promis, ne ținem de mână. Într-o lume nebună te regăsesc. Poate un vis sau poate trăiesc. Mă faci să simt și să iubesc. Tonight.
Hai cu mine. Ia-mă de braț frumos, intrăm în scenă. Ce parteneră mi-am găsit! Nici măcar Roxana n-o cheamă, nici Liliana și nici Mariana. Așa-i când ești de bine? Da. Vai, ce parteneră! Draga mea, tu ai cântat melodia aia cu Româncuța, dar acum vom cânta o melodie compusă de domnul... Dumitru Gigie. Exact, da? Domnul Gigi, aplauze, este în continuare împreună cu noi aici la Ora Veselii. Versuri? Gelunaum. Așa, și te-ai născut la data de? 15 august 1999. Așa, și se ocupă de tine foarte mult, foarte mult, foarte mult. Cine? Bunica. Bunica, foarte frumos. Să-i transmiți bunicuței, așa, să-i transmiți multe salutări din partea mea, dar am impresia că chiar în momentul ăsta se uită la televizor și e împreună cu noi, da? Da. Bun, să românile, să vă trăiască nepoțica și să ascultăm melodia Apolodor. Să plece deci spre Labrador. Grăsuți,
știm hora cum să joacă, dara 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 dam. Și Catrința cum să poartă, dara 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 dam. Noi știm ghinia juca, dara 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 dam. Cum să joacă în Moldova, dara 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 dam. Și haideți fetilor cu mine să jucăm la horghini, să le arătăm la flăcări cât de ghini jucăm. Căi să mă ascultați, dara 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 dam. Haideți cu noi și jucați, dara 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 dam. Prindeți-ne din joc, dara 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 dam. Și învârtiți ora cu foc, dara 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 dam. Și stânga unu, dreapta doi. Băi, așa-i hora pe la noi. Stânga unu, dreapta doi.
Bravo, faceți așa o reverență frumos cum, a? Mergem până în față, nu, 2-3 pași în față, hai până în față. Și vă retrageți frumos. A, extraordinar. Doamna Elena Țurcanu, spuneți tot adevărul ce ați făcut în ultimii 5 ani. Întrebare la modă înainte de 89. Pentru apariția mea pe scenele României, la televiziune din țara noastră, datorită domnului Iorga, este compozitorul domnul Marcel Iorga, meu, acum Marcel Iorga, stă de vorbă cu Nadia Duluman, da, foarte frumos. Este compozitorul meu, este, am și înregistrat domnului profesor Ilașcu și domnului Valerică Petrarul. Cam mulți v-au ajutat, doamnă, mulți, da, v-au ajutat. Foarte mulți m-au ajutat pe care le mulțumesc din suflet, cu mari răbdare, pentru că eu sunt foarte tânără, am 36 de ani. Da, și foarte frumos, aplauze, mai greu. Aplauze, hei, numai bună de măritat. Numai bună de măritat. Corect, da, aveți o melodie, cum se cheamă, pe Valea? Pe Valea Vaslui este o melodie al domnului Valerică Petraru, înregistrată cu domnul Maricel Iorga. Iorga, da, care în momentul ăsta compune melodii foarte multe acolo. Compune melodii și ajută. Domnul Iorga, o să ne ierte că noi suntem la ora veselie aici. Poate compune și un cuplet ceva, știți, ca la Stella Popescu, poate ca la Arșinel. Poate cântăm împreună. Domnule, o singură întrebare și cu asta am plecat, deci vă las să cântați. Domnule, de ce toate melodiile astea, atenție toți muzicanții la mine, liniște vă rog, atenție mare, de ce toate melodiile sunt pe Valea Sirietului, pe Valea Neajlovului, pe Valea... Măi, dar dealuri nu mai aveți? Am plecat. Pe Valea Vasluiului, măi, uite așa, crește floarea dorului, măi, uite așa, crește floarea draga dorului, pe Valea Bârladului. Pe Valea Vasluiului, măi, uite așa, crește floarea dorului, măi, uite așa, crește floarea draga dorului, pe Valea Bârladului. Crește floarea dorului, pe Valea Vasluiului, Vaslui șăruș, măi, uite așa, arde struna pe arcuș, măi, uite așa, și când ești seara la or în sat, nu te saturi de jucat. Așa la Vaslui șăruș, măi, uite așa, arde struna pe arcuș, măi, uite așa, și când ești seara la or în sat, nu te saturi de jucat. Și joacă tot gospodarul după copza nu pe dragul. Și la bine și nevoi, măi, uite așa, te cunoaștem între noi, măi, uite așa, te vedem cu toții sufletul, și nioșe și nimon. Și la bine și nevoi, măi, uite așa, te cunoaștem între noi, măi, uite așa, te vedem cu toții sufletul, și nioșe și nimon. Te cunoaștem sufletul, și nioșe și nimon. Când necazurile vin, măi, uite așa, pășocnim un bohotin, măi, uite așa, pășocnim pe rândul un bohotin, că-i și el ca noi creștin. Când necazurile vin, măi, uite așa, pășocnim un bohotin, măi, uite așa, mai luăm cu toții un bohotin, că-i și el ca noi creștin. Ce frumos ne cântă hora, trandafir de la Moldova,